Foarte mulți cetățeni din Ucraina tranzitează în aceste zile județul Hunedoara, aceștia plecând din țara natală pentru a scăpa de ororile războiului. Tranzitul cetățenilor ucraineni este monitorizat de autoritățile județene, care pun la dispoziție și locuri de cazare pentru aceștia. În această perioadă, peste 30 de cetățeni din Ucraina sunt găzduiți în comuna Certejul de Sus, unde autoritățile le asigură tot confortul necesar. Monitorizăm orice trecere prin județul Hunedoara a refugiaților ucrainieni. Majoritatea sunt doar în tranzit. La ora aceasta avem 32 de persoane în comuna Certej la o pensiune. Veniți pe partea de Republica Moldova. Vor mai sta câteva zile, am fost ieri și am discutat cu ei, sunt toate condițiile necesare traiului de zi cu zi a acestor persoane și vom face tot ce este posibil ca dânsii să aibă tot ce este nevoie. Pentru cetățenii ucraineni care vor rămâne mai mult timp în România, inclusiv în județul Hunedoara, sunt oferite și alte facilități, precum dreptul la muncă. Astfel, refugiații ucraineni care doresc să lucreze în județul nostru nu au nevoie de aviz de angajare pe o perioadă de 12 luni, iar acest interval de timp se poate prelungi. Aceștia trebuie doar să se înregistreze la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara și au dreptul să se angajeze la fel ca orice cetățean român.